café, ó. Ambel café, o agente se gândesc. Ce oare mai lipsește? Că n-a spus nici hello, nici bună, nici nimic, nici cum o cheamă. Mi-a trimis o rochie roz, foarte urâțică, cu un cordon, cu o fundă în talie și mi-a zis, auzi, plec și la un botez, ce zice, bună sau nu e bună? Tu ești foarte interesant de urmărit, că ești funny, că e serios, că... De ce să invizi tu oameni care vorbesc pe un subiect? E sfârșit și început, doar iubirea pentru tine a venit și n-a trecut. Care e cea mai frumoasă piesă de instrumentară pe care ai văzut-o? Anul ăsta, dacă ne referim la o piesă... Să vorbim un pic și de trenduri, că o să vrea a, uite, să dacă știe. Vreau o piesă, nu știu, din asta care mi-a atras atenția cu adevărat și care mi se pare outrageous și complet badaboom, e vorba de o pălărie din colecția Toamnă-Iarna lui Tom Brownie. Și dacă nu înțelegi... Înseamnă că ești un prost. Așa începe dragostea, mereu cu același semn de întrebare. Nu știi cum a venit, nu știi cum te-a vrăjit, iar dorul îl cunoști din întâmplare. Așa începe dragostea, început altfel pe lume. Același bazm îl povestim și tu și eu, și-l vom povesti mereu. A fost odat, a fost o fată și un băiat, s-au întâlnit și s-au iubit. Sunt mii de ani de atunci și până acum, dar dorul merge neîncetat pe același drum. Așa începe dragostea, nu știi când ți s-a strecurat în suflet. Se apar odată în cale ochii cei dorești și a doua zi iubești. Așa începe dragostea, nu știi când ți s-a strecurat în suflet. Se apar odată în care ochii cei dorești și a doua zi iubești. Hai de capul meu! Dacă mă întrebai acum doi ani că o să cântăm împreună, pe o canapea verde... Luchi Marinescu. Super. Nu, ăsta mi se pare un nume predestinat. Cum se cheme Luchi Marinescu? Pe buletin oare cum o chema? Nu știu, dar e superb. Este. Nu are ceva borfic de cabaret vechi. Îmi place la nebunie. Da. Mm-hmm. Dar nu e One Hit Wonder, nu? A mai scos femeia oare? Cred că am mai scos. Dar asta... Și așa mă simt și-o bine, pentru că știi, merge în zona aia oarecum dinică. Când, nu știu, nu trebuie să fii neapărat cântăreața secolului, că ți iese așa o gâjâială de bodegă. Nu știu ce a ieșit, că nu mă aud, dar sper că a ieșit decent. Vrei să te auzi mai tare? Nu, cred că e ok. Nu. E bine. Și oricum mie îmi plac invitații universali. Important este să... Mi-am dat seama că trebuie să fii invitata universală. Adică nu-mi plac invitații nișați. De ce să invizi tu oameni care vorbesc pe un subiect? Trebuie să te gândești către invitații universali. Absolut. Doamna Monica Tatoiu, de exemplu. Jur, pe bune, și aș vrea să mă simt măcar o dată în viață Monica Tatoiu. Păi, oricum ești un invitat universal. Sunt, nu? Da. Am văzut recent o chestie, nu știu, să dărâmase, căzuse un pod, nu știu, se întâmplase ceva ori pe agricultură, ori pe poduri. Te-au chemat oricum, pe tine? Nu, oricum, un dezastru, un tip de...
Bă, și era un platou de televiziune plin de experți. Plin. Ingineri, constructori, oameni care, mă rog, aia făceau. Și doamna Tătoiu. Aia vorbeau și în sfârșit chestii pertinente, de altfel. Moderatoarea un pic nemulțumițică. Mă rog, nu erau neapărat flamboianți în discurs, i-a cam pasat așa și într-un final a zis bun, ia spuneți doamna Tătoiu. Cum stă treaba? E, asta vreau și eu, invitat universal. Da. Și despre ce vrei să vorbim? Despre ce ai chef să vorbim azi? Despre ar fi multe firme de mutanți. Pe ordinea de zi. Da, uite, aș vrea să te întreb o chestie, pentru că fac un studiu lately. Așa. Ce părere ai despre dating online? Nu am servit prea mult, nu. Adică dating online semnând de platforme de platforme socializare, din astea? Dating de nu ți-e nu prea, nu. S-a lăsat, cred că, de pe un Facebook, de mult. Atât. Foarte, foarte nefericitică. Nu, Tinder, nu. Nefericitică, nu? Da. Mi-a fost sugerat să încerc un cont de Tinder, dar cred că e un pic cam târziu. E cam târziu, nu? Hai să spun eu altceva de introducere. Că nici nu se vede sub rochia asta neagră cât de transpirată sunt de emoție. De ce de emoție? De emoție pentru că în continuare când mă întâlnesc cu tine sau cu Raluca, chiar și cu Ilinca, mă simt tot ca școlarul la lecție, așa cum e. Se știe, se știe. Și un lucru foarte frumos. E adevărat că, nu știu, poate în timp o să mă relaxez, dar a avut un impact atât de puternic asupra mea, pentru că eu am luat lucrurile foarte în serios foarte acolo. În serios și s-a văzut treaba asta. Da, în același timp, căpătând ulterior o relaxare foarte mare pe care nu o aveam, pentru că am avut curajul să intru în zona asta de reality, cu care eu niciodată nu credeam că o să am de-a face, știi? Dar acolo, lăsând până la urmă niște convenții și partea asta de entertainment absolut a show-ului, voi sunteți acolo pentru că sunteți niște autorități în materie, niște puncte de reper și dincolo de haiul general care era, oamenii care îmi scriu și mă susțineau, îmi spuneau că în momentul în care tu vorbești se stă cu carnețelul cu notițe pentru a lua repere de asta mă flatează foarte cinematografie, tare, da? De pictură, de ce vrei tu. Și lucrurile stând așa, eu, știi, când ne întâlneam pe culoare de dimineață, când începeam filmările, abia îndrăzneam să ridic ochii din pământ și să salut. Doamne, Alexandra! Da, și lucrurile s-au schimbat iremediabil, pentru că a fost o parte atât de importantă pentru mine, acest show și tot ce s-a întâmplat ulterior, cât sunt un pic acolo blocată. Da, cum putem trece la Eu știu, nu știu, dar există acest respect major pe care ți-l port și tot ce înseamnă... E reciproc. Da, știu și îți mulțumesc. De asta vreau să zic, că am emoții și la fel cum s-a întâmplat să mă întâlnesc cu Ilinca, am avut chiar o invitație din partea ei la o filmare, la fel și am zis, eu nu pot, pentru că ești doamna profesoară, apare acolo și știu că începe nenorocirea și nu pot să trec peste chestia asta. Dar mă bucur că... Hai că ne-am văzut și la o nuntă între ne-am mai fluidizat momentele. Da. A, ți-amintești nunta. Mi-amintesc nunta. Atât de mult mi-a plăcut Prințesa de Aur că am chemat-o și pe ea la am auzit și Corina Chiriac. Și pe Corina Chiriac mi-a plăcea foarte mult să o am. N-am îndrăznit să-i fac invitația. Ai putea Dar până să... vine dânsa cântăm noi. Cântăm noi, normal. Să vină înapoi iubirea, să mă rog. A, cine o mai veni de acum? Asta cu iubirea e... Da, eu fac ce fac și mă duc tot în... Da, hai să vorbim de muzică atunci. Ce înseamnă muzica în viața ta? Când ai simțit... Până să-ți răspund la întrebare, pentru că am microfonul ăsta în mână. Așa. Văd, o viață întreagă îmi doresc, din copilărie, de fapt, că mă fascina treaba asta cu microfonul. Dar nu faptul că ții microfonul în mână. Sunt convins că o să înțelegi la ce mă refer. Chestia aia dramatică, când o iei așa, știi? Uh-huh. Când durci un pic, asta mă ucide, mă omoară. Da. Nu am avut ocazia niciodată să o pun în practică. Iată că a venit momentul. Bine, nu știu pe ce piesă. Da, găsim noi un moment în care pot să urc și așa să... Apoteotic. Vă rog frumos să pregătiți, să vă gândiți la momentul ăla, camerele să fie, lumina să fie perfectă ca să... Fără muzică să știi că nu pot să stau. Nu pot să stau. Eu ascult muzică și în Uber, ascult muzică. Aseară am fost în Cismigiu la Păuni. Am ascultat muzică, am pus muzică pe bancă și oamenii care erau lângă au început să danseze. Am plecat de la o piesă care mi-a plăcut mie foarte mult, Mon truc en plume, a lui Zizi Jean-Marie, care a ținut vreme de câteva decenii toată scena de cabaret parizian, Lido și așa mai departe.
Și da, fără muzică nu pot să stau, nu, mm-hmm. pur și simplu. Nu, e ca și cum mi-ai lua aerul, apa, țigareta, ceva, nu știu, din mine. Ca și cum mă motivează foarte mult. Dacă ascult muzică, nu știu, îmi vin idei. Dacă scriu un articol și îmi pun o piesă, totul merge mult mai rapid. Păi hai să să le luăm pe rând, pe momente. Mm-hmm. O piesă care a acompaniat unul dintre cele mai fericite momente din viața ta. E Penso a te, Lucio Battisti. Oh. Care are, din punctul meu de vedere, cel mai frumos refren din lume. Oricum, eu cu muzica italiană am o relație particulară, pentru că toată copilăria mea a fost dominată de muzică italiană. Toate revelioanele, petrecerile, vacanțele de vară, vacanțele de iarnă, practic toate momentele s-au desfășurat pe Mina, Franco Califano, Luigi Tenco, Ornella Vanoni, Rita Pavone, tot ce a însemnat Gino Paoli și așa mai departe. Tot ce a însemnat, dacă vrei, garda de aur a muzicii italienești. Uh-huh. Ulterior, în adolescență, am trecut la Italo Disco, Guido and Maurizio și așa mai departe. De unde făceai rost de muzica asta? Păi tata se ocupa de treaba asta, după aia am început să mă ocup eu. Știu că într-o perioadă funcționa în București, când eram în liceu, un magazin de CD-uri, se numea Music Box, dacă nu mă înșel, și eram abonat acolo, eram disperat, făceam comenzi, plasam, cred că 3, 4, 5 comenzi pe zi. Și țin minte febra aia, știi, care mă apuca, un amoc, o febră, când așteptam să vină CD-urile. Uh-huh. Și practic erau cele mai mișto momentele în care mă sunau de la Music Box și îmi spuneau că, mă rog, a venit nu știu ce disc, și mă duceam să-l iau, aproape alergând așa. Deci da, muzica a fost tot timpul prezentă în viața mea și nu concep, adică nu cred că aș putea să exist eu, uh-huh, fără muzică. Atunci, altă piesă, cea mai dramatică, cel mai dramatic moment din viața ta și o piesă asociată? Doamne ferește! Ai să râzi, e o piesă românească, este o piesă pe care am ascultat-o când a murit tata, pentru că lui îi plăcea foarte, foarte tare și o tot ascult de atunci, în momente în care, mă rog, mi se face foarte dor de el. E vorba de Cea mai frumoasă zi a lui Alexandru Andrieș. Oh. Da. Da. O piesă care îți sună în cap atunci când intri într-un loc în care vrei să, nu știu, să faci o apariție. So tell the girls that I am back in town, J.J. Yes. Johansson. Extraordinar. Care este filmul cu cea mai frumoasă muzică din punctul tău de vedere? Oh, sunt multe. Stai un pic. Uite, îmi place La nebunie, coloana sonoră din Un om un fam. La nebunie. Și am fredonat obsesiv piesa aia. Dacă mergem într-o altă zonă, pe muzică de film și așa mai departe, tot ce înseamnă cinematografia rusă, de la Gară pentru doi până la Moscova nu crede în lacrimi. Și de fapt Andrei Petrov, care a fost un geniu și care este compozitorul meu preferat de muzică de film, Love Story-ul rusesc, Romanța de dimineață, am uitat cum se numește exact, Petrov are, cred că, cea mai completă coloană sonoră pe care eu am ascultat-o vreodată într-un film și care depășește, care bate la fund tot ce înseamnă, nu știu, Morricone și așa mai departe. Și, din păcate, este un nume prea puțin cunoscut. Dar ascultați Andrei Petrov, pentru că e... Și un guilty pleasure mai modern? Mai modern? Da. Mai actual. Mi-a plăcut mie ceva recent. Da, am uitat. Na, să o întoarce. O să-mi vină. Bine. E o piesă care mă obsedează. Și pe mine o întrebare. Zi-mi, și pentru următoarele sezoane Bravo Stil să se uite. Zi-mi trei titluri de piese care crezi că se asociază foarte bine cu posing, cu atitudinea, cu moda și nu au fost niciodată folosite la Bravo Stil pentru a defila. Wow! In dieser Stadt, Hildegard Neff. Acum așa îmi sună, wow, și deci telefonul. Asta nu se vor mai folosi în sezonul următor. Sorry. Așa. Elton John, I'm Still Standing. Oh my God, nu cred! Da. A fost? Și Pointer Sisters, I'm So Excited. Yes! Octav zice că au fost.
Or fi fost Octăvița, dar le repetăm. Le repetăm. Le repetăm. Dar în sezonul următor nu vor mai fi. Că s-au zis, gata, nu vă dăm idee acum. Îți dai seama că o să stea fetele viitoare candidate cu carnețelul. Le ajutăm, le ajutăm, nu? Le ajutăm, da. Ți-e dor de Bravo? E sigur că mi-e dor. Da, și eu abia aștept. În forță. Yes! Până atunci cântăm în forță. Le garçons! Și revine, e sfârșit și cine începe, vino iubire, înapoi încă un refren. Hai spune-mi, te rog, mai vino. Vreau să vorbim între noi, poftim și-ți dialog. Vino iubire, înapoi, să ne spunem în față ce avem. Sunt gata și nu mă întreb. Cum încheiam piesa asta? Te vreau, te chem, da. Așa? Așa. Deci, te chem. Stai că trebuie să facem un final pentru piesa asta. Deci sunt gata și nu mă tem. Te știu. E în sus sau în jos? E în sus, cred. E în sus. E în sus. Te știu, te vreau, te chem. Doamna Corina Chirea, nu vă supărați pe nu. Dacă n-am nimerit finalul. Ai văzut expoziția Corinei de la muzeul de istorie? Nein. Ce muzeu e ăla peste drum de cec?
Muzeul Național de Istorie. Exact, deci am zis și bine. Și în ce constă această expoziție? A fost, s-a încheiat. Dar ce? A avut costumele. A costumele de scenă, da, superb. Da, da. Nu, n-am ajuns din deci nu știam, de... uite, vezi, da, ce chestie, pentru că, mă rog, comunicarea e tâmpă. Ar fi trebuit să ajungă la noi informația asta acum. N-a ajuns nici la mine, a fost, cred că, un reportaj pe Radio România Actualități. Mama l-a auzit că îi ascultă în bucătărie. Eu eram pe acolo în ultima zi a expoziției, făceam niște poze pe scări pe acolo și m-am întâlnit cu doamna. Și a zis, du-te că mai, mi-am lăsat o oră în plus, că se închidea la 5, m-a lăsat până la 6 să văd și expoziția. Da, absolut superbă. Și erau niște ținute. Erau, niște, da. De la altul, festival de la Mamaia, Cerbul de Aur, de nu știu ce țări. Superb, da. Impresionant. Da. Uite, îmi pare rău că am ratat chestia asta. Uh-huh. Ar trebui să comunice și ei mai intens, mai organizat, mai coerent. Nu v-ați gândit niciodată să faceți un shooting cu toate divele? Eu am propus chestia asta la un moment dat, Margareta, pentru revistă, pentru el, inclusiv copertă, inclusiv cover, dar nu s-a materializat. Cred că le-a fost teamă la momentul ăla. Mie mi s-a părut super, nu știu, să ai pe copertă Corina Chiriac, da. N-am renunțat încă complet la această idee. Sper că într-o zi cât de curând să se întâmple treaba asta. Uh-huh. Ar fi un challenge. Da. Ar fi foarte fain. Și avem niște personaje care au niște povești, în afară de poze. Sunt acolo tot felul de povești, îți dai seama ce au adunat în atâția ani, mai cu seamă în perioada comunistă, când n-aveai voie practic să faci nimic și totuși se întâmplau atâtea lucruri. Sunt convins că ar ieși, nu știu, un material senzațional. Mm-hmm. Da. Pentru mine, din zona aia au venit primele preocupări în zona modei, sau ce înțelegeam eu la câțiva ani, când vedeam coperta de vinil cu Angela Similea și nu înțelegeam. Uitându-mă în jur cum se îmbrăcau fetele și femeile la noi în oraș, în Onești, cum se putea ajunge la minunăția aia. Și am rugam pe mama să încerce să-și facă, pentru că eram absolut obsedată de Angela și am plătit săraca, am dat un plover, a găsit un fir ăsta de mătase și a făcut un plover alb cu negru, cu niște ciucuri de mătase, gri, superb, s-a chinuit și așa, a făcut ceva și a făcut rochii de catifea numai ca să fie, eram absolut obsedată și de muzica aici, de cum arăta. Da, uite, din păcate tipul ăla de glamura cam dispărut, sigur că nimic nu dispare cu totul, cu desăvârșire, lucrurile se transformă. Dar chiar și așa, mie dor de tot ce înseamnă glamurul ăla adevărat, nu știu, tip Rafaela Cara, dacă vrei, sau genul ăla de apariție. Nu mai vezi lucrurile astea acum, păcate. Nu vreau să fiu ca babele alea care încep și spun pe vremea mea, că nu despre asta e vorba. Adică sunt o persoană realistă, sunt un om care trăiește în prezent, care trăiește pentru viitor. Nu mă ancorez tâmp în trecut și așa, știi? Doar că mi-ar plăcea ca niște chestii să se conserve și, din păcate, ele nu se păstrează. Da, în sfârșit. Mai cu seamă într-o industrie atât de parșivă cum este industria modei, e păcat că atunci când ai... Tu ți-am venit în domeniu, zic asta. Da, păi, da, așa e. Dar e o chestie globală, nu se referă doar la spațiu românesc, e o chestie globală. Uite, în Franța, de exemplu, e mult mai rău, mult mai... În Italia, la fel, America, nu mai vorbim. Da. Zic totuși care ți se pare un aspect foarte interesant sau bun în felul în care s-a dezvoltat moda și în tot ce înseamnă cu marketing, consumerism și așa mai departe, sau cum afectează în sens bun toate aceste aspecte zona de fashion și ce nu s-a păstrat de mult. Ți-e greu să scrii despre lucrurile astea, pentru că mi se întâmplă foarte des să încerc să încropesc un material plecând de la aproape zero informații. Chiar dimineața am scris un material destul de mare despre Izzy Miyake, care a murit recent, și sigur că totul a mers fluid, a curs de la sine, pentru că e un om care, mă rog, e puțin spus și a pus amprenta. Gândește-te că, nu știu, a șeicuit industria japoneză, as in a second, a inventat materiale. Un umanist în adevăratul sens al cuvântului, sau un interviu pe care l-am citit acum vreo câțiva ani de zile cu Albert Elbaz, care a fost săracul răpus de COVID acum un an și jumătate. Mai un interviu atât de complex încât îți spun foarte sincer că am plâns după ce l-am citit. Din păcate, genul ăsta de personaje sunt destul de rare.
destul de rare, adică oameni cu o consistență adevărată și care și-au propus sau nu, dar au reușit să lase o moștenire în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu e vorba doar despre niște haine frumoase sau despre o colecție care are sau nu succes, e vorba de impactul pe care îl ai, despre cum influențezi o generație, despre ce moștenire lași, așa cum spuneam mai devreme, și nu doar despre, nu știu, trei paiete, un tipar și o colecție reușită sau mai puțin reușită. Și oameni cu consistența unui Elbaz, să zicem, pentru că el îmi vine în minte cel mai repede, da, sunt destul de greu de găsit. Dacă citești bună oară, nu știu, interviuri cu Yves Saint Laurent făcute prin anii 70-80, citești un interviu făcut recent cu designerii de la Area sau, nu știu, nume noi din industrie și mai departe, o să ai un șoc, efectiv, un șoc cultural. Adică niște răspunsuri seci care au legătură cu niște chestii la fel de seci, telegrafic, ne referim la două, trei tendințe efemere, nu spunem practic nimic, un gen de informație, nu știu, nici măcar codată, pur și simplu seacă, tâmpă, fără nerv, fără fior, fără vână, fără venă, fără nimic. Și atunci asigur că e frustrant, e cumva frustrant. E ca și cum te-ai uita, uite, la un interviu cu Kim Kardashian, care vorbește despre colecția Balenciaga. Pe mine mă fascinează treaba asta, adică rar mi-a fost dat să văd niște oameni care pot să vorbească 10 minute fără să spună nimic, repetând o informație și fără, bă, realmente fără să spună nimic. Da. Asta e. Ne adaptăm. Ne adaptăm, da. Și am uitat să te servesc cu o gură de vin. Știu, bănuiesc că, adică știu, văd că ești la regim, nu știu, da. Adică mai slăbit o grămadă, dar este senzațional. Nu, dar dacă... uite, o să iau o gură de apă. O gură de apă? Da. Bine, o să iau o gură de vin atunci. Oricum, mulțumesc. Bine ai venit, mai zic o dată că am bine, v-am găsit, pentru că v-ați gândit la situația asta cu vinul roșu. Dar uite, mă mulțumesc cu apa acum. Te urmăresc și pe tine și pe Dominica în materiale pe care le faceți pe YouTube și cum pare eu că acolo primiți o grămadă de întrebări. Da. Am să te întreb și eu, care e cea mai frumoasă piesă vestimentară pe care ai văzut-o anul ăsta, dacă ți amintești ceva ce... Anul ăsta, dacă ne referim la o piesă... Să vorbim un pic și de trenduri, că o să vrea pe trend, uite, dacă vrei o piesă, nu știu, din asta care mi-a atras atenția cu adevărat și care mi se pare outrageous și... complet badabum, e vorba de o pălărie din colecția toamnă-iarna lui Tom Browne, o chestie ultra suprarealistă cu un volum dement, foarte pălărierul nebun, varianta contemporană. Nu știu unde ai putea să pleci cu chestia aia, sigur că trebuie să fii artist, e o chestie pentru scenă, ai putea să o folosești, de exemplu, într-un concert sau într-un videoclip, adică nu e genul de piesă pe care să ne o cumpărăm, să plecăm cu ea la o promenadă pe Calea Victoriei. Dar da, mi-a atras atenția. O altă chestie care mi-a atras atenția, bine, de mult, relația mea cu jachetele biker de Ionia Watanabe e una foarte strânsă, dar în colecția de toamnă-iarnă, efectiv, Alexandra, cred că am văzut cea mai frumoasă jachetă biker pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Este practic o jachetă biker cu talia marcată, cu un peplum, cu un volan, o combinație, dacă poți să-ți închipui, între punk și mândrie și prejudecată. Wow. Deci e o chestie de sfârșit de secol XIX, combinată cu ultra-punk, ultra-actual, ultra-modern și nu știu ce. Un mix fantastic. Dacă ar fi să mă refer la piesa mea preferată din sezonul ăsta, cred că această jachetă de la Watanabe. Uh-huh. Da. Și pentru toamna asta să le dăm trei tipsuri fetelor care vor să fie... Se poartă, inspired. Mă rog, asta cu se poartă știi cum știu, e. Știu, dar... Da, în sfârșit, se poartă, se propun. Mă rog, nu e o chestie... poartă că toate vitrinele la fel, chestie, cel puțin da, la mass market, da? Nu e o chestie nouă, dar mă refer la formele noi, la volumele noi. Hainele din blană sintetică, pentru că în mod greșit folosim haină din blană ecologică pentru cele sintetice. Plasticul nu este ecologic. Deci, haine din blană sintetică, dar mă refer la volumele astea super glamour. Okay. Au scos toți, au scos, nu știu, și Saint Laurent și Balenciaga, genul de haine super, super glamour, cam cum erau capere alea de vulpe, dacă vrei, prin anii 40, alea din vulpe roșcată sau hainele până în pământ cu umeri, foarte 80s,
Elvis, foarte John Collins, foarte nu știu ce. Și asta mi se pare cu adevărat o găselniță și realmente e genul de piesă care poate instantaneu să schimbe orice ținută. Că, nu știu, închipuiesc că spui un t-shirt alb, spui o pereche de jeans, o haină din asta și nu-ți mai trebuie nimic. Adică obții o chestie de super impact cu un styling totuși minimal, format deci din două, trei piese. Dar nu mai sunt acele oversize-uri și Teddy se purtau, erau cumva mai sport. Da, mai. Da. Nu, astea sunt în zona foarte, foarte glam, foarte John Collins, dacă vrei. Dar și nu, văzut... nu e o blasfemie, până la urmă, mă gândesc la Raluca. Nu, cred că și ea se va adapta, ai să râzi. Mai dai un sezon. Mai dai un sezon și o să o prinzi din urmă. O să vezi, sunt convins de treaba asta. Bine, și până la urmă putem oricând să, dacă vrem blana naturală, putem oricând să batem vintage-urile și să ne cumpărăm o piesă din anii, nu știu, 70, 80, 90, chiar 2000, pentru că deja asta e situația, animalul din păcate e mort, haina este făcută și decât să ajungă undeva, nu știu, pe un fund de lac, mai bine ajunge într-o garderobă, pentru că oricum haina este deja făcută și nu e ca și cum pui tu umărul acum la această chestie super crudă cu care, da, nici eu nu mai sunt de acord absolut deloc. Chiar am început să fiu foarte, foarte sensibil la treaba asta cu animalele și nu mă refer doar la treaba cu blana. În general, nu știu, am început să fiu destul de reticent și la a mânca carne. Nu vreau să o dau într-o chestie extremă, dar pur și simplu am devenit foarte emotional, știi? E o chestie... Na. Și oricum, mari producători au găsit alternative, pentru că, uite, de exemplu, sunt branduri nordice, cum ar fi Acne, care, de exemplu, lucrează foarte mult în shearling, dar cu blană țesută. Deci animalul nu este ucis pentru a-i se lua blană, e vorba de blană țesută. Tuns, exact, și s-au găsit foarte multe alternative în sensul ăsta. Deci există alternative dacă realmente chiar vrem să purtăm o piesă din blană naturală sau un guler din blană naturală sau un manșon sau o căciulă sau whatever ce vrem noi să purtăm deci, acolo. Deci, ești un activist pentru zona asta de... Mai da, pentru că mi se pare foarte important să fim responsabili. Adică nu e, ăsta chiar nu e un discurs din ăla care să impresioneze o audiență. Am început să fiu, repet, foarte sensibil la chestiile astea și foarte atent. Și să fac chestii pe care până acum, băi, nu le făceam, inclusiv, nu știu, când fac duș și mi-am dat seama că, nu știu, era un consum inutil tâmp de apă și opresc apa, adică mă săpunesc și doar mă clătesc și cam atât, știi? Adică îmi dau seama că e cumva stupid pentru că gestul ăsta al meu e ca un ac, ca o picătură în ocean. Dacă am face, nu știu, toți cumva lucrurile astea, probabil că undeva o mică treabă s-ar întâmpla, s-ar mișca. Da, mi se pare important. Este. Da. Da, și chestia asta de vis-a-vis de cruzimea în zona animalelor se rezolvă prin educație și eu sunt, adică având câini, știi, și tu, adică nu poate să spese doar de atâta. Normal, sunt împotriva testelor pe animale, acele ferme. Nu e vorba doar despre noi, știi, că noi ca noi, în sfârșit, am ajuns la o deja maturitate, ca să nu spun altceva, mă refer la mine, mă rog. Nu e vorba despre mine, despre tine, despre oamenii din platou ăsta. E vorba despre noua generație, despre copiilor și așa mai departe, care, dacă se va continua așa, vor prinde niște vremuri cu adevărat sinistre. Și trebuie să ne gândim totuși că după noi vor urma și alții. Da. Și e important să le lăsăm, nu știu, un teren cât se poate, evident. Da. E important să vorbim și despre lucrurile astea, e important să ne descrețim și fruntea și mai cântăm ceva imediat. De asta că vorbeam apropo de maturizare și de semnarea asta de alarmă, zi-mi totuși ceva, un gest, o situație, un obicei de al tău care te face să te simți copil sau o chestie așa pe care nu o tratezi cu toată încrâncenarea aia maturului, nu știu, un aspect din viața ta care te teleportează niște vremuri așa fără... Fără griji. Sunt momente, uite, mai cu seamă toamna, când îmi place foarte mult să mă plimb singur în Cismigiu, seara târziu, cu precădere în octombrie și noiembrie. Țin minte că anul trecut am prins cel mai frumos moment în Cismigiu, undeva la început de noiembrie, era seară, era târziu, parcul era aproape gol. Un miros superbisim pe care îl întâlneam foarte des în copilăria mea. Era ceață, băi, și era zgomotul ăla extrem de dramatic, dar pentru mine familiar și cozy cumva,
al ciorilor. Foarte multă lume se sperie de ciori. Mie mi se par niște păsări fantastice. Sunt foarte smart, by the way. Asta da, știu. Și nu mă sperie absolut deloc. Mie nu mi se par creepy, nu mi se par chiar deloc. Știu că sunt oameni care se miră când le spun treaba asta, dar pe mine mă calmează. Le consider un fel de, nu știu, prietene, dacă vrei. Ok. Da. This is weird. Da. Dar da, pot să înțeleg. Tu oricum ai un univers al tău fabulos, cred că trăiești într-o realitate paralelă făcută din tot ce înseamnă. Știu că tu citești mereu filme, muzică, toate astea, cred da. Că îți dau și vizual să acompaniate de tot felul de chestii. Cred că intri mai ușor în niște stări din astea. E un paradox, pentru că îmi plac fie lucrurile foarte sofisticate, foarte complexe, fie lucrurile foarte simple. Și tot timpul am trăit ciorile. În paradoxuri de genul ăsta. Da, ciorile, uite, mirosul de cafea la ibric îmi place la nebunie, da. Mirosul de salate de vinete îmi place la nebunie, îmi place să merg cu tramvaiul sau cu troleibuzul, mai mult decât cu autobuzul, mă calmează foarte tare. Și mai am momente în care dacă am timp liber, nu știu, să zicem o oră și jumătate, îmi face plăcere să mă sui în troleibuz și să fac așa o tură, nu știu, să mă calmează foarte tare. Mi se pare un moment care rămâne așa, care e pentru mine, știi? Chiar dacă e aglomerat sau nu știu ce, mă detașez și genul de e tipul de mulțime, de acțiune, nu știu ce, care mă animă și cumva mă ajută să mă detașez. Mă gândesc foarte bine în mersul, nu știu, troleibuzului, dacă vrei. Dar mie-mi place. De momentele astea pentru tine, ai peste vară s-au întâmplat și petreceri, la care ai cântat, de exemplu, că toți te Nu, n-am cântat, dar o să fac, aș vrea să fac o petrecere la toamnă, o petrecere așa. Dansantă. Okay. O să te invit oricum, yes. O să-ți spun. Chiar o să mă gândesc la asta, dar o pregătesc pentru septembrie-octombrie, ceva de genul ăsta. Te anunț din timp oricum. Ok. Da. Așa, adică vrei să fie publică? Sau, adică... Da, o petrecere deschisă, sigur că da. Adică da. Nu genul de eveniment ăsta de revistă, sau petrecerea ta cu... O petrecere a mea, da, pentru că oamenii nu mai dansează așa. Și chiar la nunta pe care am menționat-o da. Și unde ne-am întâlnit, am regăsit o bună prietenă, Irina Marinescu, designerul. Da, nu știu dacă ai văzut-o dansând vreodată da, pe Irina. Da, că drupeați acolo. Da, nu, dacă ai văzut-o dansând pe italienești și nu, pe... Nu, da. Nu, e prima dată când am văzut-o. Vreau să spun că, nu știu, cu Irina fac cea mai bună pereche când vine vorba de dans și așa. Dansează fantastic, dansează fabulos și văzându-o acum la nuntă, mi-am dat seama că oamenii dansează din ce în ce mai puțin, că de fapt în locurile din București unde se ascultă muzică nu se dansează neapărat, pentru că fâțâiala astea de pe un picior pe altul nu înseamnă neapărat dans. Da. Când am făcut cu Coni acum ceva vreme petrecerile cu muzică italiană, care au avut un succes nebun, s-a dansat în dragi până dimineața la 6 și vreau să repet tipul ăsta de experiment. Ce fain! Da. Revenind strict la muzică, zi-mi și apoi cântăm imediat. Trei nume din muzica românească cu care, dacă ar fi de mâine să te apuci de o carieră, muzica ai face formație. Cântăreți sau... Da, sau nu știu, da, cântăreți sau nu neapărat. Trei oameni cu care ai vrea tu să faci formație. Rodion. Așa. Ar fi un nume. Da. Al doilea nume... Aureliana Andreescu. Și al treilea nume... Cred că Mihaela Mihai. Da. Wow! Da, foarte interesantă formație. Și cineva mai nou din generația nouă. Așa, un bonus. Știi că, cred că ți-a mai... Îmi place foarte mult Valeria Stoica. Da, și-o urmăresc cu plăcere. Da. Îmi vine să o mângâi pe cap. Are ceva așa foarte... Simt nevoia să o protejez cumva, nu știu de ce. Nu înseamnă că are nevoie de protecție neapărat, da, dar da. Pur și simplu inspiră chestia asta foarte... Așa este... Trezește în mine niște instincte paterne. Da, este fabuloasă. Da. Hai să cântăm și... am putea să încercăm să facem noi o formație, că tot cântăm acum pe canapea. Ce zici? Ia! Que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silence.
très isophe. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour, n'a pas de chance. Ou si peu, mais pour moi un pire de vaisseau, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serais mieux. Comment te dire adieu? Este că mi-o rezultă destul de greu. Da. Putem să mai încercăm o dată. Gata, mi-a luat și Mau, e ok. Greu cu... Am crescut cu piesa asta și nu mai țin aminte niciun vers. Da. Și e și dramatică situația în acest da. Moment. Da. Și că a cerut să fie... Ah. Mă rog, moartea asistată și așa și... Oh. Da. E foarte bolnavă. E Françoise Hardy, din păcate, pe moarte. Da. O femeie splendidă și cu o viață foarte tristă. Mă, uite, nu știam asta despre viața ei. Da, muzica, într-adevăr, a influențat super multe generații. Am văzut și variante Nouvelle Vague, mi se da, pare. Da, foarte, da, da. Foarte mulți artiști care priau piesele. O artistă pe care eu ador, găsesc o combinație foarte interesantă, Anghiu, nu știu dacă o știi pe Anghiu. O știu, mi-a da. Place super mult. M-a obsedat piesa aia cu... Tombe la neige o Sahara. Da, și îmi place mult. Și am văzut că a cântat piesa asta. Mă, pe partea de muzică franțuzească nu intrăm, că sunt sigură că ai foarte mulți artiști preferați. Da. Parisul e o destinație preferată. Da, uite... Ai mai fost anul ăsta la Paris? Nu, nu, nu. Ultima oară am fost în 2019 și mi-e un dor nebun. Mi-aș dori foarte tare să ajung de Crăciun și de Revelion. Adică mi-am pus în plan chestia asta, pentru că mi-e foarte dor, da. Dar ce mi se pare fantastic la muzica franțuzească e că în permanență apar nume foarte noi, foarte cool, măi, pe bandă rulantă cumva, și nume cu adevărat, nu știu, chestii super fresh, super actuale. Mai ascult FIP-ul și găsesc, descoper multe chestii via FIP și mi se pare fantastică treaba asta. Deci o zi foarte faină din viața ta ar fi una care să desfășoare la Paris? Ai acolo, la sau... Paris, la Berlin sau la Hamburg? Da, mă obsedează Hamburgul. Berlin nu înțeleg, dar Hamburgul? Miroase a civilizație, a curățenie, a lux, a chestii care îmi plac foarte tare. Da. Prima oară când am ajuns la Hamburg am rămas mut. Am ajuns cu tata după ce văzusem, fix după ce văzusem la TV, în perioada aia, cum hăt, a fost un serial, nu știu dacă mai ții minte, Moștenirea familiei Guldenburg. Da, și fix după ce am văzut acest serial, am ajuns la Hamburg și am avut un șoc, pentru că efectiv mirosea parfum și a apă de mare, fiind, mă rog, porci, așa mai departe, o combinație fantastică și tot vântul ăla care... Măi, agita acest miros, nu știu, în atmosferă, era o chestie ireală. Da, asta a fost impactul atunci, în copilărie. Da, și ulterior... am descoperit cumva, sigur, chestii diferite, dar mirosul mi se pare că a rămas același, cel puțin am regăsit mirosul ăla cu plăcere. Și da, e un oraș care mi se pare ideal pentru trăit. Și oricum mie Germania îmi place, toată Germania îmi place. Știu că poate n-ai fi fix, dar da, îmi place foarte tare Germania și îmi place nordul. Merg mai spre nord, de fapt, decât, nu știu, prefer nord, nu sud. Și mă refer doar la Germania, în general.
Da, nu m-aș fi gândit, că pentru da. Germania ține așa de, într-adevăr, disciplină, dar mai auster, par muzica nemțească, dar nu e sunt, ceva par rău. Foarte reci, dar nu sunt. Nu sunt. Mi se pare cei mai sexy bărbați din Europa, nemții, da? Mie îmi place. Nu. Trebuie să merg la Hamburg, n-am fost. La Berlin am fost și îmi place la nebunie, am fost de vreo 3 ori și abia așteptam să revin. Da. De-aia tot în România Berlin, călătoresc adic... în ultima vreme. Dacă ne ducem și spre pasiunea ta pentru, să mă rog, ceea ce ai fi vrut să devină la un moment dat carieră, actoria, în ce persoană? Nu știu dacă aș fi vrut neapărat, eram și foarte mic. Acum, de exemplu, dacă mă întrebi, n-aș mai să joc ce, unde... Da, dacă ar fi să numești deprimant. Să zicem că să faci un film da. Despre tine. Despre ești, mine? Da. Cine vrea să joace rolul? Cine crezi că s-ar putea? Vigarel. Cine? Vigarel. Ok. Sau Dan Nuțu în tinerețe. Am înțeles. Pentru că a avut un crush. Am înțeles. Nice. Ce lucruri din ce faci din punct de vedere profesional te agită așa pe perioada următoare? Ceva ce îți dorești foarte mult să se întâmple așa ca plan de un an, de doi? Să dezvolt mult mai tare chestia asta cu YouTube-ul, pentru că am un feedback foarte bun și oamenii vor cât mai multe informații din zone cât mai diverse și m-am gândit așa, momentan creionez asta în cap, dar aș vrea să dezvolt zona asta de mici pastile, un mic show, mic, nu știu, numește-l cum vrei, habar n-am online, o chestie foarte homemade până la urmă, pentru că nu vreau să mă agit foarte tare și oricum cred că lucrurile simple prind mult mai bine decât cele complicate. Îmi place foarte mult să predau, de exemplu, și o să continui probabil și cu cursurile, o să iau o grupă nouă în toamnă. Și cam astea sunt planurile care se referă la viitorul apropiat și foarte apropiat. Mm-hmm. Dar ai acel entuziasm, nu? Ei, adică după atâtea... Da. Bineînțeles. Mm-hmm. Da. Sunt perioade după mâncare, nu știu, la un moment dat tu ai făcut tot felul de chestii și... Știu, dar să știi că tot timpul ai trecut am fost ceva guvernat când... de treaba asta. Adică și dacă am momente, nu știu, care sunt așa, pe care planează anxietatea sau nu știu ce, din fericire îmi revin foarte repede și... Cum te dregi când ai momente din astea? Încerc să nu mă gândesc, îmi dau două palme și îmi spun că sunt chestii mult mai importante pe lumea asta decât problemele lui Maurice Munteanu și că de fapt asta e un bullshit și că nu sunt decât o mică, mică frunză în vânt care oricum în schema lucrurilor nu contează și aș face bine să-mi revin. Da. Dar în general când ți-e greu te dregi singur sau ai singur. Prietenii nu funcționează? Sigur că sunt importante lucrurile astea și e foarte important să ai cu cine să vorbești și sunt, nu știu, fericit și mă consider norocos că am cu cine să vorbesc, dar în general singur rezolv aceste, nu știu, dileme sau numește-le cum vrei, da. Mm-hmm. Dacă ai fi cântăreț, ți-ai alege un alt nume, să zicem pseudonim, un nume de scenă? Sau ești, crezi că ai rămâne cu numele tău? Nu m-am gândit la chestia asta niciodată. Cred că, uite, mie îmi plac două nume foarte mult, yeah. De fapt nu trei nume îmi plac. Vreau să spun că m-am supărat foarte tare că cineva, nu dăm nume, m-a furat acest nume și are materiale în acest moment care apar în presă cu această semnătură. Uh-oh. Mi s-a părut foarte, foarte urât, da? E vorba de Nora Noapte. Când aveam blogul Le Projet d'Amour, mă rog, aveam tot felul de corespondențe, scrisori, imaginare și nu știu ce. Și la un moment dat am spus că numele meu feminin preferat este Nora Noapte și dacă aș fi fost femeie, mi-ar fi plăcut să mă cheme Nora Noapte. Și la o perioadă foarte scurtă de timp, această duduie, această domnișoară, doamnă, numește-o cum vrei, mi-a furat acest nume. Și mi s-a părut cumva foarte, foarte nasol, mai cu seama că nu îi se potrivește, mai cu seama că n-a înțeles nimic și n-are cum să înțeleagă nimic din emoția acestui nume, Nora Noapte, nu are suficient de multă educație, nici vizuală, nici estetică, încât să înțeleagă treaba asta. Probabil că i-a plăcut, pe de o parte este flatant, pe de altă parte este furt intelectual, dar nu mă mir, având în vedere care este, mă rog, dinamica personajului.
chiar vreau să spun treaba asta pentru că mi se pare nasol. Și un alt nume care îmi place foarte mult și mi-ar fi plăcut să mă cheme așa, Vanda Demetriad Kempinski. Wow. Vanda prenumele, Demetriad după primul soț neurochirurgul și Kempinski după al doilea, bineînțeles, moștenitoarea lanțului hotelier. Savuros, da, da. Ce aș putea să cânt, nu știu, dar aș cânta ceva, cu siguranță nu muzică populară. Nici nu mai, da. Nici nu mai contează, nici mai contează, adică numele și da, după aia da, nu mai contează exact absolut nimic, intrarea este punct ochit, punct lovit. Așa, vreau să te mai întreb vis-a-vis de felul în care te abordează oamenii care te urmăresc și te plac, pentru că tu ești un tip extrem de funny și cumva relatable de punctul ăsta de vedere, dar în același timp fiind un tip atât de deștept, atât de citit, atât de cult. Cred că și plus juratul de la Brava este și numai. Ai rubrici în care te exprimi vis-a-vis de cum se îmbracă diferiți cetățeni, cum zici tu. Și vreau să întreb dacă lumea are această... Dacă primesc întrebări de genul gen ăsta în te aborda sau oamenii în general când te opresc, primesc se tem, de... se uită la ei mai întâi, da, oare permit? Penie, că eu nu mă uit la lucrurile astea eu de știu, fapt. Eu știu, dar lumea nu știe. Primesc de multe ori, nu știu, mesaje din astea drăguțe, mă și emoționează, care vin din partea populației generale. Uite, mi-a scris acum 2-3 zile de ună, nu știu, o doamnă. Cred că s-a și emoționat, că n-a spus nici hello, nici bună, nici nimic, nici cum o cheamă. Mi-a trimis o rochie roz, foarte urâțică, cu un cordon, cu o fundă în talie și mi-a zis, auzi, plec și eu la un botez, ce zice, bună sau nu e bună? Ia. Dar nu știam cum arată, nu știam câți ani are, nu știam ce culoare a părului. Că... Și se întâmplă des treaba asta, știi, oamenii au impresia că, da, astea sunt chestii mult mai personale, de da, fapt. Da, da. E ca la nu poți să faci recomandări tâmpe, așa, în eter, în online, plec la un botez cu ce mă îmbrac. Păi, stai puțin cu ce te îmbraci, ce vârstă ai, ce buget ai, unde să ține loc evenimentul și așa mai departe. Sunt multe chestii care trebuie să ține în cont. Mm-hmm. Dar ai timp, îți faci timp pentru comunitatea ta din online? Să da, dar încerc să fac asta și dacă sunt mesaje, nu știu, care au lăsat acolo o părticică de suflet sau, nu știu, care au o emoție și așa, da, încerc să răspund, sigur. Mm-hmm. Da. Ce drăguț! Da. Mai am două întrebări scurte. Dacă ai fi să rămâi blocat în lift, cu cine nu ai vrea să rămâi blocat în lift? Cu cine n-aș vrea să rămâi blocat în lift? Cu cine n-ai vrea să rămâi blocat în lift, da. N-aș vrea să rămân blocat în lift cu Viorel Hrebenciuc. Ok. Și dacă ar fi să se blocheze metrou între stații și să fii doar tu cu altcineva într-un vagon, cu cine ai vrea să fii blocat între stații la metro? Ah, cu cine aș vrea să fiu blocat între stații la metrou? Doamne, ce întrebare grea! Sunt mai multe nume, să știi. Bine! S-a întâmplat să se blochează des metrou. Hai să aici cu același nume care m-a cucerit acum 4 ani de zile. Oh. Da. Bun. Îți mulțumesc tare mult. Mersi și eu. Am trecut prin multe stări, multe subiecte. Evident că am tratat prezența ta aici cu, în primul rând, cu ceea ce am simțit eu să te întreb, ceea ce mă interesează pe mine, sper să rezoneze și ce de acasă. În general, orice subiect ai aborda, tu ești foarte interesant de urmărit. Că ești fanic, că e serios, că mulțumesc și te iubesc. La petrecere și îți mulțumesc în suflet că ai venit. Mersi eu pentru invitație, Alexandra. Mai cântăm ceva ca să se încheie duetul așa cum trebuie. Un pretext că e în context să mă exprim azi liber. M-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă? Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar are rost să-mi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Vreau să fac frumos, că știu că nu n-are rost. Sunt încă păținată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu n-am să mă plâng. Nu sunt perfect, nici nu vreau, nici nu pot.
prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doarmi frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Și revenim cu cafeaua. Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar n-are rost să-mi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu are rost. Sunt încă puținată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu vreau să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mi-e frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost.